Comisarii din cadrul protecției consumatorilor Gorj au dat zeci de amenzi în valoare de aproximativ 600.000 de lei mai multor agenți economici pentru nereguli constatate în urma unor controle efectuate în perioada 1 ianuarie-13 februarie 2024. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj a desfășurat de la începutul anului și până în data de 13 februarie o variată activitate de verificare a modului în care operatorii economici respectă legislația în vigoare referitoare la protecția consumatorilor în conformitate cu tematicile de control stabilite la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și cu cele proprii, dar și ca urmare a cercetării petițiilor primite de la consumatori. Astfel, în această perioadă au fost efectuate 103 acțiuni de control, iar pentru neregulile constatate, comisarii CGPC Gorj au aplicat următoarele sancțiuni. 92 de amenzi contravenționale în valoare totală de 597.500 de lei, 48 de avertizmente, oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentate neconforme în valoare de peste 25.000 de lei. Principalele abateri constatate în timpul controlelor au fost identificarea de practici comerciale înșelătoare, respectiv constatarea unor diferențe între prețurile afișate la RAP și casa de marcat, nerespectarea condițiilor de păstrare și depozitare pentru diverse produse alimentare, comercializarea unor produse congelate cu exces de gheață, deficiențe privind informarea consumatorilor, produse cosmetice neconforme, comercializarea de jucării periculoase ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, în special a copiilor, comercializarea de produse electrice neconforme, identificarea de produse alimentare cu data durabilității minimale depășită și legume sau fructe cu modificări organoleptice de alterare. Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate supermarketurile, au fost verificate și încheiate acte la 13 supermarketuri în această perioadă, au fost aplicate două avertizmente și 19 amenzi în valoare de 161.000 de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare diverse produse alimentare sau nealimentare, în valoare de peste 6.000 de lei. Au fost efectuate acțiuni și la 12 unități de alimentație publică, respectiv patiserii, carmangerii, restaurante sau fast food-uri, fiind aplicate 13 amenzi în valoare de 74.000. Tot în această perioadă au fost dispuse 39 de măsuri ce au vizat oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare și nealimentare ce au fost constatate neconforme în valoare totală de peste 19.000 de lei.